pariu că râzi? Cine este cel mai amuzant concurent al săptămânii? Pe cine pariezi? Hai să votezi în duelul săptămânii. Pariu că râzi? Râsul începe acum! Doamnelor și domnilor, să-l primim cu cele mai puternice aplauze pe Cosmin Tobă! Menea Cătălin, cunoștințe vechi, incredibil. Cosmin Tobă este leușorul nostru, acel slăbănog care a adus la prima apariție un aer mortuar, binevenit și util la această emisiune scârbavnică. A venit vikingul. Am înviat publicul sau mi se pare? Nu, ai înviat tu. Arată ca un spiriduș, cu ochii așa albaștri, cu tenul roșiatic, așa, cu pistrui. Mi se pare că arată unic. Dacă aș fi regizor, l-aș vâna. Eu sunt un mare fan al emisiunii Ai Umor. Am urmărit... Normal, cine s-a bălățit aici? Am urmărit toate sezoanele, doar că am observat că în ultima vreme emisiunea nu prea mai are niciun rost, așa că am venit eu cu un roast. Așadar, ca fan al emisiunii Ai Umor, n-ai cum să nu observi că în ultimele sezoane au început să vină concurenți la fel de bine pregătiți pentru Ai Umor, ca și cum ai merge la X-Factor să cânți la sub braț. Emisiunea X-Factor, cea pe care Mihai, împreună cu alt mare actor contemporan, Vlad Drăgulin, au băgat în faliment. E să mă pupim. Și apropo de Vlad Drăgulin, am auzit că prin cluburile din București se spune Macaulay Culkin, pentru că mereu ajunge singur acasă. Excelent! Da. Mihai, am auzit că ție ce se spune Mr. Weekend? Pentru că te termin repede. Okay. Delia, cu tine, pe tine vreau să te întreb ceva, pentru că tu ești în public și la X Factor și la Ai Umor. Nu înțeleg de ce jurați... Hai să încurajăm. Băi, asta a fost excepțional. Oprește-te aici de ajuns. Nu înțeleg de ce jurații de la X-Factor trebuie să lase uneori telespectatorilor impresia că sunt mai inteligenți decât e cazul, ca să zic așa. Și de ce Peristei nu l-a informat nimeni despre chestia asta? Se vede că e nou și că nu e actor cum e Ștefan, care se pricepe foarte bine să se prefacă că înțelege toate cuvintele pe care le spune. Cine? Bănică. Ștefan. Știi ce-i culmea, Delia? Partea de sus a unui deal. Culmea e că atunci... Culmea Delia, credeam că e vreo grudă. Bine, mă! Băi, hai să continuăm, tare, bine, concentrați-te pe ce e important. Delia, culmea e că atunci când am venit aici și am întâlnit pe Șerban și pe Dan, am crezut că sunt hobbiții tăi și ai venit cu ei de acasă. Șerban și Dan, un fel de Răzvan și Dani după o lună în vas lui. Oamenii... Șerban și Dani. Nu e adevărat. După cel puțin două luni. Observ că avem același păr. Lăsați părul, lăsați pielea. Dantura este colosală. Tu încă pe tine că te mai fascinezi. Eu nu înțeleg. Eu cred că românii, înainte de emisiunea Ai Umor, știau mai multe lucruri despre vechea Zeelandă decât despre cariera lui Șerban Copoț. Și vechea Zeelandă nici măcar nu există. Iar pe Dan unde l-ați găsit? Păzea o căldare cu aur la capătul unui curcubeu? Da, dar e la mine căldare. Apropo de curcube, Delia, te îmbraci mereu colorat, zici că ești regina bomboanelor M&M's. Despre piesele tale vreau să zic că sunt precum sunetul de bormașină, adică se aud peste tot și la orice oră. Mihai, mare actor, mare om de cultură, un jurat echilibrat. Ai observat că atunci când cineva îți spune numele urmat de o serie de calități, toată lumea, inclusiv tu, se așteaptă să urmeze o glumă? Bun. Ai frumos. Ai frumos, cu oamenii bătrâni. Lucul ăsta al tău de mascul alfa, chel cu barbă, probabil în mintea ta arăți ca Gianni Chiriță, în realitate arăți ca și copilul Scărlătescu cu un șnițel de pui. Da. Eu cred că undeva în mintea ta crezi că emisiunea Ai Umor la un moment dat o să se numească Ai Bendeac, doar că nu întotdeauna proiectele au numele potrivit, pentru că dacă ar fi fost așa, Paraziții ar fi trebuit să se numească Om Bladon și încă un tip. Chelo. Acest Maradona al hip-hop-ului românesc, aș putea spune chiar mai mult de atât, pentru că... Hai, aplauze, deci vă pregătesc un infarct.
cum spuneam, Chelo, acest Maradona al hip-hopului românesc, aș putea spune chiar mai mult de atât, pentru că Maradona a murit și nu mai face nimic. Am auzit că tu pasezi și mort. Bun, excelent. Bun. Asta. Da. Când am văzut știrea că te-ai mutat la țară, am intrat repede să văd dacă în comună a fumați. Bine! Hai mă, nu fii pricinos, că vă-ți bună. Nu, nu, e bine, bine, bine. Ai fost și tu în juriul la X-Factor, ai fost în juriul la The Four, acum ești în juriul la Humor. Ce urmează, să faci o reclamă la șampon? Demisia. Și încă ceva, când ați scos melodia, toate la fel. Vă refereați la albumele voastre, nu? Nu, la familia ta. S-a mai făcut? S-a mai făcut? Da. S-a mai făcut, tovarăși. Nu e vina ta, s-a făcut chiar în sezonul ăsta. Da, mă, da, nu, da, e foarte... Asta nu contează, se acceptă. Asta am avut eu, sunt Cosmin Tobă, el a fost momentul meu de roast. Stai, că mai vrem să-ți spunem ceva. Am văzut că-ți place să te uiți pe YouTube la Humor. Nu mai bine te abonezi? Și la canal și la notificări. Să afli primul când băgăm material nou. Spor la play acolo în continuare. Aici, aici. Play, la play, 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 play